deci desenul meu începe de aici. Și de fapt începe chiar de aici. Acesta ilustrează faptul în concepția mea. Acest om bătrân care bea reprezintă oamenii care sunt nepăsători și nu fac nimic. Iar acesta, omul acesta este cel care este omul activ și luptă pentru o viață mai bună. Și în paralel am pus și acești omuleți, cei care fac proteste și nu doar reprezentativ protest, ci și alte acțiuni, și cei care nu fac nimic și doar se uită și așteaptă. Iar aici este o ușă. De obicei oamenii, marea majoritate a oamenilor, stau închiși în casele lor și preferă să fie nimeni, să nu fie cunoscuți și să nu facă nimic. Iar aici este un mesaj. Acționează, nu dormi, nu mai dormi. Și aceste săgetuțe duc la faptul că dacă ei se trezesc, facem diverse acțiuni, ajungem la o comunitate foarte mare și putem să creăm rețele, așa cum este și Trans-Europa Network. Și rețelele acestea sunt, predomină interculturalitatea, unde oamenii pot să facă foarte, foarte multe lucruri bune. Iar aici, e ceva paralel, dar ilustrează aceeași idee, e un porumbel care îi spune calului, care calul de asemenea este liber în general, îi spune să fie liber căci și să acționeze. Be free, dude, and action. Because, pentru că el, în momentul în care este pus să tragă la căruță, are acest ham și are ochelarii ăștia de cal și nu știe să vadă decât înainte și nu-l mai interesează ce se întâmplă în stânga sau în dreapta. Și cam așa suntem noi oamenii care nu facem absolut nimic. Ne uităm în față și atât. Iar aici am făcut o mână și în ideea e că stamp your future, adică să faci ceva și care să rămână în urma ta pentru viitorul tău și al celorlalți. Iar aici am reprodus sigla de la European Alternatives, pentru că eu cred în ceea ce promovează organizația, în valorile acestea. Cam atât. Mulțumesc! Mai departe, vă rog, următorul, Ilinca, intră în arena. Da, acum ar vrea să fie așa plictisitor, credem. Poți urma, are o singură idee principală și anume metroul ca soluție pentru traficul clujean. Sunt de părere că mașinile sunt o idee foarte proastă pentru dezvoltarea urbană. Cred că ar trebui limitat numărul lor și descurajată folosirea lor în favoarea traficului în comun. În sensul ăsta aș vrea să promovez un metrou care să plece de la aeroport și să ajungă până în Florești. Din câte mi-au spus și colegii mei, ar fi cam 30 de kilometri dintr-un capăt al Clujului în celălalt și 15 minute, timpul aproximativ în care putea să ajungi dintr-un loc într-altul. Acum nu știu cât de precise sunt datele astea, dar oricum ar fi mult mai eficient decât transportul cu mașina. Aici este Consiliul Local Cluj și am pus un semn al exclamării pentru că este și un mesaj către ei, sesizați-vă și faceți ceva, avem nevoie de idei noi pentru traficul urban și nu de aceleași idei vechi de până acum, gen să facem străzi, să tăiem copaci și soluții care să descurajeze ecologia urbană. Bun. Cluj-Napoca, oraș fără mașini și metrou și biciclete. Cam atât. Mulțumim! Cine e autorul la fugit? Încolo. Încolo. Am făcut o chestie foarte clasică, foarte simplă, mi-au rămas puțin neuroni pentru ziua de astăzi. V-am zis care era cauza, astea sunt mesajele. Mă rog, puteam găsi niște poze mai... Dacă găseam niște poze mai bune, era mai...
am făcut liniile astea pentru ca să dea ideea de triunghi, de conexiune. Astea sunt mesajele. Asta e tot. Eu am ales să fac un desen care sper eu că, de fapt, și scrie Moral Press will work in the name of truth. Sunt puternic influențată de experiențele pe care le am zilele acestea, pentru că sunt într-un curs ținut de Stephen Knowlton, care a fost un jurnalist la New York Times și este în Cluj, ține un curs de 2 săptămâni, tocmai despre etica în presă, în mass media. Și de aceea am ales ca idee pe care o susțin o presă care să pună accent pe puncte diferite de vedere, care să sprijine și să aducă în față întotdeauna adevărul. Știm cu toții că la noi presa este puternic politizată și poate că, adică nu, cu siguranță, în momentul în care am avea un pic de moralitate în presă, am avea și un progres spre ceea ce înseamnă, într-adevăr, o democrație, vezi, e adevărat ce spun. Mulțumesc! Gata. Eu am ales o variantă mai abstractă spre dadaism. Pentru mine, libertatea nu este pe față, este cumva pe verso. Și am pune foarte simplu, de la un triunghi echilateral. Și am mers mai departe spre ideea de libertate. Este foarte greu să-mi explic desenul și cred că las pe privitor să dea așa un sens și modul cum privește lucrarea. Vântul astăzi ne sabotează și cred că ar fi bine să mergem mai departe spre următoarea lucrare. Îl invit pe colegul foarte pe scurt să-și prezinte lucrarea. Da. Da, avem nevoie de schimbare și o schimbare însemnând a nu se mai construi biserici. Pentru că bisericile nu sunt utile pentru oameni, ci locurile de muncă. Agricultura pentru a ne susține alimentația. Nu trebuie să fim ca niște manechini, să privim doar într-un singur loc. Trebuie să fim mai deschiși, să mai realiști, să gândim mai adevărat și mai deschis la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Avem nevoie de teatre, infrastructură, ce să zic, locuri de muncă, parcuri, nu bisericile sunt o soluție. Și nu prin biserici am putea să evoluăm ca oameni, pentru că nu bisericile sunt necesare să ne dezvoltăm personal. Nu bisericile ne aduc sănătatea, nu bisericile ne aduc educația, ci școlile, cultura, teatru, spitalele sunt cele mai necesare proiecte care ar trebui puse în practică. Și restul cam atât. E un semn. Te știu. Știu că vrei să... Zicem aici? Gata. La Iulia? Nu? Nu, că am greșit ceva și trebuie să corectez. Dar nu mai încă pe loc. Nu mai este loc pentru nimic. Mai de aici mai e loc. Nu mai. Aici. Încă pe nimic. Bine. E vorba despre rolul activismului, după cum vă ziceam și... Așa. Oamenii, da, și cer drepturile, apoi se reconsideră, un scenariu politic care să răspundă nevoilor oamenilor, să le înglobeze oarecum pe toate.
de la artă, justiție socială, integrare, drepturi, corectarea unei democrații care în momentul de față este cumva disfuncțională, după cum se observă în urma protestelor care au avut loc în ultimele luni în România. Apoi, aici este scenariul, coreografia politică, cum vedeți, frumos colorată, care răspunde nevoilor. Așa. Aici toți ajungem la un moment dat într-un punct în viața personală în care ne întrebăm ce să facem, ce să alegem. Nu toți ajungem și în viața socială să ne întrebăm asemenea lucruri, dar unii dintre noi ne întrebăm cum să acționăm pentru a schimba lucrurile în societate. Iar unii chiar au viziuni și aici eu recomand ca dacă vezi soluția să lupți pentru ea și să o faci cunoscută, atât pentru ce îți dorești, dar și pentru drepturile tale. Desigur, pentru asta avem nevoie de solidaritate și nu ca doar unul singur sau maxim doi, ci toată societatea să, sau majoritatea dintre ei să lupte alături de tine. Aici e un îndemn la a fi liber și a ieși din carapace. Iar dacă strada există, atunci putem avea o șansă la o democrație funcțională și chiar frumoasă. Dacă nu funcționează, atunci asistăm la moartea democrației, mergem la parastas sau rămânem în puța goală din privința drepturilor. Cine mănâncă lupul? Mai danezi. Mai danezi. Deși ăsta ar trebui să fie câinele de pază al democrației. Adică medie. Da. Ok, eu am propus un set de 5 elemente disparate. O să vă propun o interpretare. Cred că ele pot fi înțelese și individual în diverse feluri, dar este vorba despre un colaj. Am încercat o abordare semiotică derivată din structuralismul francez, conform căreia orice lucru poate fi conceptualizat într-un cuvânt, iar prin însăși această conceptualizare își pierde esența. Astfel ajungem la acest tip de afirmații conform cărora până și democrația ajunge să fie un subiect lipsit de orice substrat concret. În concluzie, totul este cuvânt și nimic nu este realitate. Cu toate acestea, trebuie să depășim acest mod de gândire și să ne dăm seama că Roma nu este un cuvânt fals construit de către cei care vor să protejeze minoritățile rome din Europa și ca un fel de counterbalance pentru țigan, ci este o realitate. Este vorba despre o persoană care există în carne și oase. De aceea trebuie să acționăm, pentru că evict egal convict. Asta. La mine conceptul e foarte simplu. Protect our nature. La început vorbeam că o să fac ceva legat de protejarea naturii. Și parcurs mi-am dat seama că ca să putem face asta, trebuie să ne protejăm natura noastră, umanitatea. Și am folosit elementele care le-am pus aici, le-am întors, le-am pus invers, cum ar fi bucățile astea de oraș. Prin chestia asta, noi ne pierdem umanitatea și dacă reușim ca să ne întoarcem, așa, și să ne reumanizăm, am putea să protejăm și natura. Atât. Mulțumim.